zeci de ani de trăit cu furturi și abuzuri, te minți că nu te mai atinge nimic. Dar te întreabă prietenii, cât se mai dă pentru o operație? Te sfidează aleșii neamului plin de dosare penale? Vezi păduri furate ziua în amiaza mare? Și deși nu vrei, simți cum vine furia. Asta a ajuns țara ta? Nu urli, dar ai un nod în piept. Furia trece și rămâne neputința. Mai puțin acum, fă ceva bun cu furia ta. Votează pentru o Românie fără hoție. La Camera Deputaților din partea USR Plus. Vă spun bine ați venit din nou în cadrul emisiunilor noastre de promovare electorală. Și cum se desfășoară campania? Mai sunt 6 zile? Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru ocazia de a interacționa cu telespectatorii și online ascultătorii dumneavoastră. A fost o campanie în care noi am încercat să ne acordăm condițiilor schimbate de la o săptămână la alta. A fost o campanie în care am încercat să interacționăm respectând condițiile legale și protejând sănătatea mea, noastră, a echipei, a colegilor, a oamenilor care interacționăm. Însă, în același timp, e campanie electorală și am încercat să transmitem cât mai multora parte din programul pe care noi îl avem. Am încercat să facem față într-un mod civilizat și diplomat și nu răspunzând cu același arme și parte dintre contracandidații noștri, care ce am observat eu e că unii dintre contracandidați nu au, mă rog, poate capacitatea sau poate dispoziția să își facă textele, să-și creeze o imagine, să-și facă. Și atunci au plătit probabil cu suficienți bani oameni care să facă treaba asta în locul lor. Nu sunt ei cei care au încercat să ne toace, adică ei sunt în spate, dar au făcut treaba asta prin gura altor oameni. Nu înțeleg decât că se tem de USR atunci când încerc să inventez tot felul de lucruri pentru care nici n-ai atâta timp să răspunzi la cât de tâmpenii mai spun unii și alții. Evident, fără justificare și fără dovadă, ci arunci așa cu mizerie în ventilator, așteptând ca ea să se împrăștie. Eu cred că parte din aceste strategii, din acțiuni, se întorc împotriva lor, pentru că unele dintre ele au ajuns atât de mizerabile, fără nicio dovadă, încât cumva au început să-și pierde din credibilitate. Probabil că USR deranjează. Probabil că USR este entitatea care intră pe mămăliga lor, în care ei au fost obișnuiți să amestece singuri, în care ei au fost obișnuiți să se înțeleagă unii cu ceilalți, în care ei au fost obișnuiți să aibă niște limite în care nu-și calcă pe bombeuri unul altuia. A apărut USR, a început ca acest USR să ia avânt, a început ca acest USR să aibă priză la oameni și ei au început să-și pună problema ce ne facem. Până acum se schimba PSD cu PNL, nu se lăsau să moară unul pe celălalt niciodată. Își mai permitea unul altuia cât să reziste 4 ani până când se inversau lucrurile și situația asta se repetă de vreo 30 de ani. Perspectiva unui USR la guvernare, perspectiva unor parlamentari de Gorj care ajung la București și care nu se mai întorc în mașină scriind pe telefon și punând poze de pe autostradă sau ce mai fac ei, ci se întorc cu chestiuni concrete pentru județul Gorj, îi înspăimântă. În programul, ca să... PSD-ul a avut, deci în Gorj sunt 5 deputați și 2 senatori. În total sunt 7 parlamentari, dintre care în mandatul trecut PSD-ul a avut 5. A avut 4 deputați din 5 și a avut un senator din cei 2. Cu toate acestea, ei nu au reușit să aducă județul de Gorj un beneficiu. Ulterior, Partidul Național Liberal a avut reprezentare la nivel de guvern, la nivel de parlament și în afară de chestiuni artificial umflate, concret măsurabil pentru județul Gorj, nu s-a întâmplat absolut nimic. În programul național de guvernare, atât al celor de la PSD cât și al celor de la PNL, nu există nimic pentru județul Gorj. Există chestiuni generale. USR, așa, creat încet, încet, cum am făcut noi, a reușit că la nivel național să introducă în planul de guvernare program specific pentru județul Gorj.
Asta înseamnă că o țară întreagă, toate filialele USR din România, toți membrii USR care o să ajungă în structurile guvernamentale sau în Parlament sau și în Parlament, își asumă ca pentru județul Gorj să facă ceva. Dincolo de acest lucru, este nevoie ca cineva din Gorj să meargă, să fie acolo la masa acestor discuții și să facă cele necesare astfel încât ceea ce s-a promis pentru județul Gorj să fie pus în practică. Și anume, noi ne-am asumat public la cel mai înalt nivel și cu Dan Barna și cu Dacian Ciolo și cu conducerea națională a celor două partide să declarăm județul Gorj o zonă economică cu regim special. De ce am încercat acest lucru sau de ce credem noi că acest lucru este o soluție? Problema locurilor de muncă e problema principală din județul Gorj. Și va fi. Și va fi. Pe termen lung. Majoritatea locurilor de muncă actualmente sunt depind de pixul unor politice. Fie că e vorba de locuri de muncă în entitățile bugetare, fie că e vorba de locuri de muncă la complexul energetic Oltenia, multe dintre ele depind de politicieni la un moment dat. Dependența acestor locuri de muncă de politicieni, în condițiile în care acestea sunt cam singurele variante, face ca o bună parte din populația județului Gorj să fie captivă acestor politicieni. Și aceasta este cauza pentru care județul Gorj puțin ridică capul, cam ce se întâmplă, cineva vrând să facă ceva, politicienii... Deci asta este radiografia dumneavoastră. Asta e radiografia de la care noi am plecat, da. Și am spus, ok, observăm cu toții că asta e o problemă și pe oricine a întrebat pe stradă, eu răspuns general că da, asta e problema. Ați crescut un pic în sondaje de săptămâna trecută până acum? Vă spun, pentru noi măsurarea importantă este duminica viitoare la vot și până atunci încercăm să facem cel mai civilizat mod tot ceea ce noi putem. Bun, dar n-am spus tot. Și crescându-vă un pic acest capital de imagine, iată, acum vine un dosar, zice Barna, care îi se pregătește. Vă trage un pic în jos, înseamnă ceva sau e doar un artificiu? S-a încercat treaba asta și la alegerile prezidențiale. Sunteți obișnuiți cu... Cumva și noi ne-am mai frecat cu lucrurile astea. Procurorul general a spus atunci că pentru Dan Barna nu este niciun dosar, dar răspunsul ăsta n-a mai ținut față. De ce făcusere atunci? Cumva și alegătorii noștri... Deci sunteți liniștiți ca partid din punctul ăsta de vedere. Și la nivel personal și la nivel de lideri, mă rog, eu pot să vă spun la nivel personal, nu există ceva de care într-un anumit moment al zilei sau al somnului nopții să-mi fie teama, oleo, dacă se aude în presă, dacă aflu un contracandidat, ce mă fac. Nu există acel lucru. Și atunci de ce spuneți că e murdară campania așa? Pentru că unii jurnaliști care se hrănesc din banii oamenilor care nu sunt capabili să vorbească, trebuie să livreze ceva și la un moment dat ei aveau un public care mai ascultau. Dar bine că a zis că unii. Da, ok, nu să fac lucruri de genul ăsta. Unii spuneau, bune, ce nu dai în judecată? E o campanie electorală, o să fac treaba aceasta. Adică multe lucruri care s-au spus... Nu, dar mi-ar părea rău să se catalogheze toată lumea, că e o muncă de nedescris în jurnalismul. De dimineața până seara trebuie să fie informat. Am o convorbire scrisă cu un jurnalist căruia am spus că nu e deontologic din perspectivă jurnalistică în aprecierea mea ce face. Și acel jurnalist mi-a răspuns de asemenea în scris că la Gorj nu poate trăi din deontologie jurnalistică. Mai da, mult nicio astea sunt războaiele dumneavoastră până mai la urmă. Mai mult n-am nicio așteptare. Cu privire la propunerea USR, noi propunem ca județul Gorj să devină zona economică specială în care timp de 10 ani de zile cei care vin și fac angajări aici, cei care au punct de lucru aici, cei care angajează oameni de aici, să fie scutiți de la plata impozitului timp de 10 ani. În acești 10 ani, guvernul își asumă să interacționeze cu autoritățile astfel încât să nu piardă niciun fond, niciun ban din fondurile europene, astfel încât timp de 10 ani de zile să crească aici o brumă de infrastructură, pentru ca după 10 ani de zile, când acești privați nu vor mai primi aceste facilități fiscale, să nu mai consideră că e avantajos pentru ei să plece, pentru că între timp s-au mai schimbat lucrurile și aici. Mă gândeam acum la emirul din Dubai, cât de mult și-a protejat oamenii de acolo și ce înseamnă până la urmă ca într-o castă să ai grijă de urbanul tău. E extrem de important ca cineva să plece de aici în fiecare duminică seara spre București cu o agendă extrem de concretă pentru problemele județului Gorj. Ce îmi propun eu săptămâna asta să fac? Să duc dosarul ăsta acolo,
să urmăresc dosarul de săptămâna trecută dacă a primit răspuns, să mă canalizez spre a propun un proiect de lege care să modifice ceea ce blochează problema pe care o am în județul Gorj și să umblu pentru lucrurile astea la fiecare birou responsabil. Dar nu să umblu la modul hai să bem și noi o cafea, ajută-mă la Gorj. Ci efectiv, concret, ca la o lucrare de control am ajuns aici, ăsta e blocajul, ajută-mă și ajutorul presupune să faci asta, asta și asta. Lucrurile astea nu s-au întâmplat până acum pentru județul Gorj și e puțin probabil ca niște oameni care au fost împuterniciți de către noi să facă ceva și care niciodată n-au făcut, alegând aceiași oameni acum să sperăm că ei vor face. Adică nu se pot schimba lucrurile dând încrederea acelorași oameni care au înșelat încrederea. Nu pot să repet da, aceeași poveste. Da, ați mai văzut că partidele s-au mai primenit, au mai plecat. Bun, dar în fond, baza este cam aceiași membri sunt, cam aceleași persoane. Păi nu vedeți că toată lumea vrea continuitate și președintele și un președinte de partid și la guvernare când a ajuns, zice, mai vreau 4 ani ca să-mi continui ce am implementat. Bun, dar hai să discutăm ce am implementat. Că despre asta e vorba. Ce s-a implementat în județul Gorj? Podul de la Reniș de 12 ani de zile nu există, se fac 13 în curând. Nu se întâmplă... Centura aia. Nu mai vorbesc de centura Târgu Jiu care a plecat, firme păcălite, banii porniți, nu mai vorbesc de sisteme de canalizare care au rămas înglopate în pământ, nu mai vorbesc de atragerea fondurilor europene, de condițiile din spitale, de frecvența de plecare din județ, de bătrânii nimănui. În povestea astăzi o bătrână la Godinești că nu are absolut pe nimeni, nici copil, soțul i-a murit, nici pensie. Și zic, doamne, bine, dar efectiv cu ce trăiți? Că e o chestie, avea o nepoată care îi mai aducea mâncare și îi mai spărgea cât un lemn din grădină pe care ea le mai avea. Deci trist. Un alt proiect pe care, de care o să mă ocup, dacă, mă rog, oamenii din județul Gorj și Dumnezeu vor face ca eu să ajung parlamentar, să ajung deputat, e un proiect în care eu chiar cred, este școala de la 8 la 5. Ce presupune acest lucru? Opțional, cei care termină școala după cele 4-5 ore să aibă posibilitatea să-și continue lucrurile, să-și facă temele tot în cadrul școlii. Cumva programul școlarilor trebuie adaptat, trebuie sincronizat, că e corect spus, cu programul părinților. Și a zis bine adaptat, că în Uniunea Europeană cam așa e. Ce se întâmplă dacă copilul termină școala și părintele în continuare la serviciu? Îl duce la câte sună o pregătire, sună câte o vecină, lucrurile astea rămân cu disfuncționalități, că nu toate funcționează. Se poate la școală da o masă după ce se termină orele principale. Domnul Miruță, dar nici cornul și laptele. Dați un pic, e vorba de modificarea legii ca să se întâmple lucrurile astea. Adică, parcă încep, turează motoarele și la un moment dat e pană. În toate provocarea este capacitatea de a lucra cu oameni ca lumea. Adică dacă n-ai inspector general, dacă n-ai prefect, dacă n-ai guvern care să urmărească lucrurile astea, nu va funcționa. Așa e. Adică toate lucrurile astea nu e suficient să ai idee bună și funcțională. Trebuie să ai și oameni care să fie responsabili de funcționarea acestor lucruri. Responsabil, bine a spus. Mai toți copiii, după ce termină orele, foarte mulți dintre ei sunt trimiși de către părinți la o meditație, începând de la cele mai mici clase. Meditația asta consumă bani. Bani care pot fi din bugetul familiei. Adică se poate mări procentul din PIB care să fie alocat educației. Cum ar funcționa acest lucru? Este ca după ce se termină școala, orele acelea... Meditația școlară să fie acolo. Să țină o masă în cadrul școlii, după care, într-o zonă un pic mai relaxantă, să se înceapă pregătirea temelor cu aceiași profesori. E mult mai eficient și pentru copil să lucreze, să-și pregătească temele cu profesorul care i-a predat la clasă. Respectivă, cu aceeași metodă. Da. Știe unde s-a rămas, știe cam cât poate acel copil. Ce? Lucrurile astea trebuie schimbate dacă există voință politică. Lucrurile acestea, gândiți-vă că rezolvă mai multe probleme. În multe școli au rămas cu număr mic de elevi. Mulți profesori au rămas fără catedră. Extinzându-se acest program... Unii au rămas fără catedră, alții, chiar spuneam într-o emisiune trecută că am avut un profesor și au luat 36, 32, 34 acolo problema la director și la inspectorat. Da? Eu sunt ferm convins. Profesorii acum au 18 ore pe săptămână, plus dirigenție și mai au câte unii dintre dumnealor ore suplimentare. Eu sunt ferm convins că ar fi foarte dispuși să facă 23-25 de ore și să primească aproape jumătate din bani în plus. Profesorii sunt dispuși să muncească mai mult ca să primească Să salarii. Fie și remunerați. Adică ei nu cerșesc bani. Ei cerșesc să li se dea de lucru și să primească mai mult bani pentru munca pe care o fac.
în condiții în care multe școli sunt părăsite, în condiții în care multe școli sunt încălzite doar pentru jumătate de program, că după aceea nu mai e tura a doua. Extinzând acest program, ar avea de lucru și profesorii și ar fi mult mai eficient pentru elevi. Și părinții ar lucra liniștiți. E mult mai util pentru un părinte să știe că copilul este în grija școlii. Totuși o instituție unde, de bine, de rău, cu mici excepții, există grijă față de copil și e o treabă urmărită, coordonată, făcută de către oameni care au har pentru acest lucru. Și, de fapt, dacă vrem să fim cinstiți cu noi, cam așa se și întâmplă. Numai că nu se întâmplă într-un mod organizat și nu la stat. Se întâmplă la privat. Sunt acele after school-uri în orașele mari unde n-ai copiii ce să sunt le duși. Și... că... Nu, n-ai ce să le reproșezi, dar cumva tendința, necesitatea oamenilor pentru aceste lucruri există. De câte ori și da? Bani pentru aceste lucruri, tot din buzunarul oamenilor, sunt consumați. E adevărat. Da? Se poate jungla un pic cu taxele și cu impozitele date de către oameni, astfel încât să meargă un proces mai mare. Să nu înțelege acum de ce la școală, nu și la after school particular, da. De fapt, nu e același lucru, doar că nu e organizat de către școală, e organizat de after school. Lumea ce să mai înțeleagă? Ceea ce propunem noi este ca aceste lucruri să se întâmple la stat. Adică școală după școală să fie organizate la stat, rezolvând problema și a lipsei de ore pentru profesori și a programului părinților și al eficienței pentru copii, sau dacă vreți, în primul rând, pentru copii. Un alt proiect de lege, că mă întreba cineva, bine, dacă săptămâna viitoare o să ajungi parlamentar, ce-ți propui tu în primul an? Și dintre cele, am 4 propuneri, 2 au legătură cu județul Gorj, 2 sunt chestiuni generale, aceasta cu școală de la 8 la 5 nu se face doar pentru județul Gorj, că dacă se modifică legea e pentru toată țara. Pentru județul și ne aliniem la Uniune, că până la urmă... Pentru județul Gorj este zona economică specială, specific pentru județul Gorj. Mai este una pentru care eu am militat de vreo 3-4 ani de zile și aproape că știu toate hibele și toate punctele care blochează acest lucru, și anume unirea domeniilor schiabie de la Vidra cu cel de la Rânca. Este o chestiune care, dacă s-ar întâmpla, ar duce nivelul turismului din județul Gorj la un alt, la o altă ierarhie. S-ar deschide o poartă care până acum a fost destul de închisă pentru turismul din județul Gorj, adică se mai întâmplă turism, am mai făcut oamenii pensiuni, câte unii au și niște unități de cazare cu ceva activități de jur împrejur, dar cam acolo se întâmplă lucrurile. Nu sunt lanțuri din astea hoteliere internaționale. Bine, deci, da, până nu e stațiune, cred că nici nu se bun, pot... Sunt multe puncte, da? Da, în primul rând trebuie adaptată cumva legislația, astfel încât lucrurile acolo să fie coordonate. Etapizat se poate entitate. Face, ce să mai da. În al doilea rând, ține de un flec politic, să poți să pui la aceeași masă toate entitățile care sunt parte a acestei greu. Povești. Nu e cam greu, da? Acolo terenul are unei obști. Opția respectivă, dacă e întrebată printr-o conferință de presă, dacă vrea sau nu vrea, nu se rezolvă nimic. Poți să pui la aceeași masă acele opți, să vezi care e interesul lor. Pe toate părțile deschise din loc în loc restaurante care fac o sumă foarte mare de bani. Ok, de unul dintre ele acele opți îl facă. Adică există chestii de negocieri care pot fi date astfel încât să se întâlnească. Dă-i un procent din ce se întâmplă acolo. Pune să o contribuie cu ceva. Există, în mod sigur, o variantă astfel încât lucrurile se întâmple acolo. E mai greu la român, mă gândeam și acum cu pandemia asta, m-am gândit că guvernul, cu parlamentul vor conlucra să ne fie bine. Păi noi ce am asistăm la provocarea ca ei să conlucreze nu ține de denumirea domnule, dar este ceva, sau parlament. Sau cum spunea cineva, e un război al virusului până la urmă. Este un război al oamenilor mărunți. Partidele își trimit în parlament oameni mici, oameni ascultători, oameni și care ridică, care vrea stau să-i reducă la jumătate. Foarte bine că vrea, ar fi și indicat să se întâmple. Astfel de oameni nu produc nimic. E și un referendum. Da, făcut, de obicei, scandalul și cei care nu pot să interacționeze sunt cei prostuți. Da? Între oameni capabili se poate ajunge la un consens dincolo de interesele politice și de interesele personale. Dacă te blochezi doar pe a mea și doar atât și restul nu mă interesează, asta nu e o chestiune de dialog. Sunt lucruri care cred eu că ar putea dezgheța cumva ceea ce se întâmplă în județul Gorj și rămâne doar să vedem și ceea ce consideră populația județului Gorj, că e mai bine și percepția dumnealor vis-a-vis de aceste situații. A fost suficient campania asta electorală? A fost imediat după locale? V-ați mobilizat repede? N-ați fost prea mulți? La dumneavoastră se știe. Unul la Senat, unul la Camera Deputaților. Ați încercat să vă promovați online? Ați încercat să fiți și prin toate comunele, orașe, pe unde ați putut, pe acolo ați mers? Mă anunță că luăm publicitate, deci vom reveni și va răspunde la această întrebare. Deci publicitate.
Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Ana Delivery gătește zilnic pentru tine. Suntem alături de clienții noștri în fiecare zi cu o varietate de preparate proaspăt gătite. Pizza, paste, desert, mâncăruri tradiționale, preparate din pește, pui, porc, vită, oaie, mâncăruri de post. Comenzi la telefon cu prefix din orice rețea 222229 sau online pe ana-delivery.ro. Ana Delivery. În fiecare zi, în siguranță, livrăm preparate proaspăt gătite cu drag pentru clienții noștri. Vă mulțumim pentru încredere și vă onorăm cu promptitudine comenzile. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770-115-004. Centrul de recuperare Kineto Maria. Cea mai bună clinică în 2020. Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta? Mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marclinic ExpoMob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei, numărul 39, sau contactează-ne la numărul de telefon 0764-882-844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marclinic ExpoMob. Transformă-ți visul în realitate. Șaormeriile Yatagan Kebab, acum și într-o nouă locație din Târgu Jiu, strada 22 decembrie, numărul 22, lângă pizzerii. Restaurant fast food Yatagan vă așteaptă cu specialități noi. Pizza, pleșcăvița, dulciuri, burger de vită, kebab, shaorma, hamburger, meniul zilei sau chiar meniu cu șnițel. Nu folosim produse congelate. Yatagan Kebab oferă servicii de catering la numerele de telefon 0353 809 709 și 0353 410 646 sau vino direct la restaurant și
vei fi servit de personal profesionist. Ia Tagan Kebab, un plus de savoare pentru orice pofticios. Program non-stop. Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253213406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Crisa Prod execută la comandă porți, garduri, balustrade din tablă perforată CNC, diverse piese și componente metalice. Prelate pentru camioane, remorci și semiremorci, copertine, terase, prelate transparente, tip rulou pentru închidere foișoare. Ne găsiți în Târgu Jiu la punctul de lucru din strada Iazului numărul 1, lângă dezmembrările auto de la Iezureni. Pentru comenzi și alte detalii sunați la 0761 337 489 și 0724 584 511 sau pe adresa de Facebook Fierforjat România. Crisa Pro Design, calitate, preț, seriozitate. Accent în Gorj. Accent în Gorj. Scriem săptămânal despre evenimentele importante din județul tău. Accent în Gorj. Social, cultură, monden, politic, publicitate și sport. Gorjenii citesc Accent în Gorj. Accent în Gorj. Un ziar care te reprezintă. Să circule liber. Evită mijloacele de transport aglomerate. Blochează virusul limitând numărul de persoane dintr-o încăpere. Respectă distanța de 1,5 metri față de ceilalți la cumpărături, dar și în aer liber. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Ne-am izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Spală-te des pe mâini și nu îți atinge fața cu mâinile neigienizate. Evită îmbrățișările și strângerile de mână. Folosește plata cu cardul. Evită contactul cu suprafețele comune. Dacă le atingi, nu uita să te dezinfectezi. Și procedează la fel cu ecranul telefonului. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Revenim așadar, doamnelor și domnilor, cu Radu Miruță, este candidat la Camera Deputaților, USR. Vorbeam și ne-ați spus despre programul dumneavoastră de guvernare în cazul în care se va ajunge acolo. Nu v-am întrebat însă dacă dumneavoastră considerați că va fi o prezență mare la vot acum pe 6, având în vedere că este și Moș Nicolae, lumea are praznice, nu vorbim deloc și aproape astăzi cu niciun invitat de-al meu n-am abordat subiectul de la Constanța, pelerinajul de Sfântul Andrei, unde s-au mai contrat preoți sau reprezentanți, să spun așa, ai bisericii cu jandarmii. Mă gândeam acum că au fost lumea la Meca, nu? Și aici am văzut că păstrau distanțare socială, în fine, e ceva lume și pe acolo. Dar cum estimați procentul?
Mi-e greu să fac un astfel de estimat. Ce îndemnăm noi pe cei cu care interacționăm să iese să se prezinte la vot și încercăm să aducem și argumente în acest sens. Multă lume are problema, nu mă mai interesează să facă ce ori vrea, să stabilească ei. S-a săturat de promisiuni? De fapt, treaba asta nu le rezolvă problema. Adică treaba asta cu nu mă interesează nu e ca și cum neparticiparea lor la vot nu ar influența lucrurile. Nu mă interesează de cine, nu mă interesează de ea care conduc acum. Da? Cam asta spun oamenii, că nu mă interesează de ei. Sau că s-au perindat și că în toate guvernările, da. Neparticiparea oamenilor la vot nu face decât ca păia de care nu interesează pe ei să le dea o putere suplimentară, să le dea o valoare mai mare, să le dea un impact politic mai mare. Și de ce spun aceste lucruri? Partidele politice clasice, PSD, PNL, au o structură coordonată și constrictiv și pe promisiuni și pe bani și pe ce fac ei, au niște oameni care, indiferent de condiții, merg la vot. Precum vagoanele multe în spatele unei locomotive. Ei se duc ca roboței și votează. Ei, nu ca roboței, că fiecare poate, atunci când ești într-un partid, e și răsplătit. Mă refer cu o parte dintre ei, că sunt unii care n-au nicio legătură și care chiar sunt sătui și ei de conducere și se duc și dau un vot de împotrivă. Dacă restul oamenilor nu se prezintă la vot, de fapt rezultatul este decis cu o pondere foarte mare de acești membri ai partidelor politice, care nu sunt reprezentativi la nivel național. Dacă oamenii de rând, care nu sunt implicați politic, care spun că nu vor să audă de politică, se duc și ei la vot, diluează puterea organizatorică a partidelor, care oricum își duc oamenii la vot, doar că dusul acestor oameni la vot o să aibă un impact mai mic în rezultatul final. Deci treaba asta că nu mă duc la vot, că nu mă interesează de ei, nu e deloc așa. Nemersul meu la vot, de aia pe care pe mine nu mă interesează, de fapt le fac un mare avantaj. Pentru că le dau posibilitatea ca ei să-și impună un punct de vedere prin mâhnirea care mi-a făcut-o mie. O altă problemă legitimă din punctul meu de vedere pe care am mai întâlnit-o vis-a-vis de electorat, oamenii zic, domnul Miruță, dumneavoastră candidați din partea USR Plus la Camera Deputaților, însă eu m-am săturat de politică, m-am săturat de promisiuni, m-am săturat de minciuni și îmi pot pune problema că și dumneavoastră o să ajungeți la fel. O chestiune corectă. Da. Da? Omul spune, bun, ăștia care au fost până acum de 20 de ani sunt clar niște nenorociți pe limba română. Ei, da? Că unii au făcut și legi bune. Problema mea, eu, Popescu Ion. Ce avantaj am? Ce avantaj am eu? Cu ce mi se schimbă mie lucrurile? Și atunci explicația e foarte simplă, matematică, cu factor comun. Am într-un taler al balanței niște politicieni care s-au perindat de vreo 20-30 de ani și despre care toată lumea spune că au înșelat așteptările și că nu-s bun pe românește. Am în alt taler al balanței niște politicieni care vin acum și care pot să ajungă și ei la fel. Ceea ce e valid. Dar există o posibilitate ca nici să ne ajungă. Și dacă dau factor comun povestea asta că ajung la fel sau că sunt la fel, rămâne totuși situația în care se poate nici să ne ajungă la fel. Da? Deci am de comparat pe unii care sigur sunt așa, pe unii care pot să ajungă sau poate să n-ajungă. Și mai e varianta aia că poate să n-ajungă. Mie mi se pare că succesul în aceste alegeri e determinat de cât de multă încredere pot oamenii avea în persoanele pe care le votează, nu neapărat în partide. Dacă reușești să generezi încredere în omul de lângă tine, în cetățeanul căruia îi cer votul, o să ai succes. Oamenii sunt destul de ancorați. Să adică știți că îi simt, exact, pe cei empatici, pe cei transparenți, pe rigizi. Îi simt când vrei să minți, îi simt când păcălești, îi simți când, de fapt, nu controlești ceea ce spui, simți când încerci să formezi o altă opinie decât aia în care tu crezi. Oamenii că te grăbești când vrea să vorbească. Oamenii simt lucrurile astea și cred că cam acolo este punctul de inflexiune la aceste alegeri, dom'le, cât de mult am eu încredere în omul ăla pe care îl văd. Știți că parlamentarii au și în teritoriu, țin audiențe în weekend. De formă, de formă unele, dar unele, unii chiar și le țin și rezolvă. Că, să știți că m-am mai uitat și eu pe paginile unor politicieni, nu spun din gorș, am și prieteni
politicieni care sunt, uite, deputată de Hunedoara. Îmi place, cum zic eu, cum se mișcă, în sensul că este super, ultra, hiperactivă în teritoriu, rezolvă, încearcă, e profesoară de meserie. Da, dar sunt și alții care țin ușa închisă acolo, care n-au dat prin teritoriu, care n-au ținut audiențe. Dacă aș ajunge parlamentar, cât vreme ar permite o asemenea audiență cu o masă și cu trei scaune în centru. Eu nu înțeleg de ce acești parlamentari... Ca dezbatere republică, nu? Nu, doamnă. Două, o masă și trei scaune, pe unul care stă omul, pe unul care mai stau doi să aștepte, în centru. Iată. În centru, sub copacul din centru. Un alt fel de audiență, da? Non-conformiste. De ce este nevoie ca pentru a ajunge la audiență la un parlamentar trebuie să dai buletinul unui jandar? Da. Multe cabinete, majoritatea, sunt în incinta prefecturii Gorj. Unde acolo pentru a intra trebuie să dai buletinul jandarmului de la poartă. De ce e nevoie să blochezi spațiul din prefectură pentru un birou de parlamentar? Dar e absurd. Dar în ce situație suntem? Spunem una oameni, facem altceva. Anunțat, sigur, 3-4 ore pe zi, că nu permite programul să faci treaba asta nici în fiecare zi, nici 12 ore pe zi. Da, domnule, în centru nu e nimic de ascuns. Bine, dar dacă plouă, trebuie să ai acolo 2-3 metri pătrați. Nu ploaie problema pentru care au cabinetul la prefectură. Da, e adevărat și ce spune. Bun, să fie aia situația care o să găsească spune. Păi un cort dacă vrei. Am stat să strângem cortul, semnături în cort. Există soluții dacă vrei să faci lucrurile astea. Da. Ce spun oamenii? Cu ce dolanțe mai vin? Știu că săptămâna trecută, cred că nu greșesc, când ați venit la una din emisiunile pe care am moderat-o eu, spuneați că mari probleme în învățământ cu transferuri. Ați fost așa, ați făcut și o conferință în sensul ăsta, ați făcut și reclamații și mai mult decât atât se vor rezolva ele cumva sau nu e tardiv că... Noi cu fucile și cu topoarele nu putem merge peste acești oameni. Asta, adică dar măcar semnalezi. Mai mult de a ne interesa la modul dincolo de bârfă care e situația, mai mult de a atrage atenția sunt și, alte organe și care... de a anunța entitățile responsabile, chiar nu e ceva ce putem noi face. Nu putem decât să continuăm să urmărim aceste lucruri și să facem tot felul de interpelări încercând, pe noi nu ne interesează decât ca lucrurile să fie rezolvate normal. Nu am eu treabă. Dacă acea persoană trebuie pedepsită sau nu, o să stabilească altcineva. Ce mă mâhnește este la chestiunea organizatorică a partidului, care face scut în jurul unui om atunci când acel om a făcut efectiv de râs și partidul și... Ar fi mai onorabil să și-l retragă, nu? Eu înțeleg noțiunea de echipă și înțeleg să protejezi echipa, dar în același timp ai credibilitate atâta timp cât ai o limită peste care nu poți să mai treci. Adică când la cel mai înalt nivel lucrurile astea sunt făcute în bătaie de joc, când cel care trebuie să aibă grijă ca lucrurile astea să nu se întâmple, cel care le face și când toate lucrurile se întâmplă la nivel de învățământ, dar e impenibil, adică mie mi se pare că sunt penibile lucrurile. Vedeam astăzi în presă alte chestiuni astea faraonice, cum că unul dintre candidați avea tablou pus într-o ramă din asta de lemn și se plimbau oamenii cu el prin comună. Bine, dar ce vină are candidatul până la urmă? Că e o echipă de campanie care face lucrurile astea și cum toată presa a aflat... Mai exces de zel, poate, cine știe, da. Eu nu cred că s-au făcut chiar întâmplători, că nu-i departe de lucrurile astea. Adică, bun, și dacă s-a întâmplat fără ca el să știe, o chestiune de campanie... Da, da, se taxează. Ar fi trebuit să apară un comunicat, ar fi trebuit să apară ceva. În același timp, județul ăsta e coordonat de vreo 30 de ani de tot felul de politicieni și județul ăsta este pe ultimul loc din țară, mai din toate punctele de vedere. Cum s-a găsit, adică de asta vă spun că mi se pare exagerată punerea problemei. Încearcă să găsească responsabili pentru problemele din județul Gorj pe Radu Miruță, pe Corneliu Răducan și pe alți membri de la USR. Când noi am intrat în politică de 3 ani de zile și când n-am fost nicio secundă responsabil de nimic. Nu cumva e penibil să nu te uiți la cei care au condus acest județ de 30 de ani? Nu cumva e penibil să nu pui niciun fel de întrebare, să nu iei cu nimic la rost acești politicieni și să încerci să arăți că lucrurile merg rău din cauza USR care n-a fost răspunzător niciodată? Păi nu se spune că politica e murdară și trebuie să ai sicatul trebuie să existe și niște ciuguri, niște site prin care oamenii să ceargă aceste lucruri.
E penibil păi, eu să cred că ascunzi eu mizeria cred că sub preșul altcuiva. Eu cred că sunt foarte isteți oamenii. Ați văzut că de multe ori au și votat și am mai discutat asta. Alternativa la putere. Pe oameni nu poți să-i păcălești la nesfârșit. Și nu, totul se contabilizează. Da, da, eu mă refer nu la oameni. Mă refer la cei care fac lucrurile astea. Cam cât de deontologi sunt ei, cam cât de jurnalist fac ei, atunci când nu pun sub lumina reflectoarelor adevăratele probleme. Dacă tot suntem la ora adevărului, dacă tot trebuie să vedem ce putem rezolva ca lucrurile se întâmplă mai bine în județul Gorj și dacă spunem că ne interesează de județul păi, Gorj, domnul Miruță, haideți să o luăm de la capăt. În lume, sunt oamenii obiectivi și oameni subiectivi. Și oameni penibili, domnule. Și cum spuneți noastră. Dar eu cred că telespectatorii, cititorii, cred că știu să-și selecteze destul de bine ceea ce vor să vadă sau să asculte. Da, sau... da, și regăsesc sau nu tipare acolo. Așa este, dar dacă vorbim, presa este o putere în stat. Noi semnalăm, am spus-o da, tot timpul. Și prin semnalare poate și rezolv ceva. E adevărat și asta. Dacă discutăm de persoane responsabile, dacă discutăm despre fiecare bucățică care își face sau nu își face treaba, o bună parte din presă nu își face treaba. Și nu o bună parte, o parte izolată, că există și oameni știți cum, care... Că și în presă, ca peste tot, eu continui să spun că a ajuns cine vrea să ajungă. Rămâne cine e bun să facă ceea ce face. Să știți că și aici se cerne. Vreau eu să fac... Băi, și pe mine m-a luat. Ce credeți că din prima emisiune știam să fac tot ce fac acum? Nu! N-am fost nici eu. Uite, așa ne cer. E foarte adevărat. Unii rămân că e greu. Și dacă le place și dacă au veleități. Alții, la revedere. E foarte adevărat, dar nu, nu confirmă, că, pleacă. Nu înseamnă că dacă se greșește, nu trebuie sancționată greșeala. Ba da, bineînțeles. Dar sunt și noi care... dăm drept la replici, răspundem în instanțe dacă facem tâmpenii. Deci eu cred că și noi, ca și ceilalți, suntem și catalogați, și sancționați. Avantajul este că există și oameni care fac presă așa cum am învățat la facultate. Și... E adevărat. Și știți cum e în presă? Niciodată nu poți să spui că sunt foarte bun. Nu, nu, te autodepășești. Ești în fiecare zi, citești, ești așa, până în vârful degetelor, trebuie să știi. Eu cred că și așteptările oamenilor au crescut și și aprecierile oamenilor nu mai vin așa simplu, adică se vede cine face lucrurile serios. E adevărat, asta zic, că fiecare ne prem niște pârghii, niște traiectorii pe care... E adevărat, da. Da. Mai avem foarte puține minute. Eu am mai detensionat, așa să zic, atmosfera de promovare electorală, politică a acestui partid și a celorlalte, pentru că a fost o campanie, pot să spun eu, grea pentru noi. Ne întâlnim poate zilnic cu aceiași oameni, ne întreabă, dar ce mai vorbim? Despre ce mai vorbim? Despre ceea ce e, ceea ce e în teritoriu. N-a fost cazul ceea ce... nostru. Da, așa. Da. Și iată, suntem pe final de emisiune, așa că spuneți dumneavoastră alegătorilor dumneavoastră și mai aveți timp câteva zile, de ce să vă voteze? Ați tot spus, dar e bine spuneam, să repetăm. Oamenii da. Trebuie să fie informați cu privire la întreg spectrul de candidați. Trebuie să cunoască caracteristicile acestor oameni, cât de corect reușesc ei și trebuie să compare. Doar punând într-un taler ceva și în celălalt ceva, reușesc să vezi care e mai greu. La urma urmei trebuie să fie cineva mai greu, astfel încât să câștige votul. Și nu se poate să n-aibă și o opțiune pentru cineva iar. Noi, la Uniunea Salvați România și la Alianța USR Plus, nu am fost niciodată mufați la interesele politico-mizerabile din această țară. Noi nu trăim din povestea politică, noi n-am venit în politică de nicăieri, n-am venit în politică pentru a ne câștiga un serviciu. Până acum 2-3 ani de zile eram cei care acum primesc pliante de la noi, primeam și noi și ne tot uitam pe cine să votăm și am ajuns la concluzia că lucrurile se fac într-o bătaie groaznică de joc și că nu e suficient doar să te plângi de pe margine că ce se întâmplă nu e bine, ci să încercăm să facem ceva. Nu suntem acordați la interesele acestor oameni, nu trăim din povestea politică, avem o educație în spate, avem o activitate profesională pe care am demonstrat-o. Nu avem suspiciuni de integritate, nu avem chestiuni pe care le-am promis și nu le-am făcut și dincolo de povestea asta cu toți sunt la fel, efectiv pot fi suficiente criterii care să ne analizeze pe fiecare și să arate că nu suntem la fel, geneza noastră e cu totul alta
și că eu cred că nu putem aștepta ca lucrurile să se schimbe dacă trimitem aceiași oameni care n-au schimbat nimic. Pentru că ele să se schimbe, trebuie să schimbăm oameni. Eu vă mulțumesc, vă doresc mult succes. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și rămâneți pe Accent, pentru că urmează o altă emisiune cu domnul Florin Cârciumaru și veți afla și de ce a plecat de la PSD la Pro-România. Deci vizionare plăcută. După zeci de ani de trăit cu furturi și abuzuri, te minți că nu te mai atinge nimic. Dar te întreabă prietenii cât se mai dă pentru o operație. Te sfidează aleșii neamului plin de dosare penale. Vezi păduri furate ziua în amiaza mare și, deși nu vrei, simți cum vine furia. Asta a ajuns țara ta. Nu urli, dar ai un nod în piept. Furia trece și rămâne neputința. Mai puțin acum, fă ceva bun cu furia ta. Votează pentru o Românie fără hoție.